Astra Giurgiu a remizat aseară pe terenul formației CSM Iași. Scor final 1-1 în etapa numărul 21 a campionatului Ligii I fotbalistice. Giurgiuvenii au început bine partida și au înscris prin Alibec în minutul 7, când atacantul nostru a găsit drumul spre poarta adversă prin ceața deasă din Copou. Ieșenii au reușit să egaleze până la pauză în minutul 38 prin Vasile Gheorghe, iar în partea a doua a partidei jocul s-a estompat de ambele părți. Din păcate, Teixeira a fost eliminat în prelungiri după ce a văzut două cartonașe galbene la aceeași fază. Unul pentru un fault, celălalt pentru proteste, subțiind lotul Astei pentru confruntarea viitoare. Este posibil ca Budescu, Găman, Junior, Moraie și Lovin să rămână absenți din cauza unor probleme medicale. După această partidă, Astra rămâne pe primul loc cu 42 de puncte, având pe FC Viitorul în coastă la doar 2 puncte. Pandurii rămân pe 3 cu 39 de puncte, apoi urmează Steaua și Dinamo cu 34 de puncte. Dinamo Viștea având la această oră un meci mai puțin.